Inspectoratul Județean de Poliție din Mehedinți are un nou inspector șef numit tot prin desemnare. Este vorba despre Costin Tuică, cel care în ultimele luni a ocupat postul de adjunct al IPJ Mehedinți. Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți are un nou inspector șef și de data aceasta numit tot prin desemnare. Este vorba despre comisarul șef Costin Tuică, cel care în ultimele luni a ocupat postul de adjunct al Poliției Mehedințene. Situația rămâne totuși incertă la vârful IPJ, ținând cont că în orice moment poate fi numit un alt polițist prin împuternicire la conducerea instituției. Tuică a deținut anterior funcția de șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Mehedinți. Până săptămâna trecută, comanda IPJ a fost asigurată tot prin desemnare de comisarul șef Ștefan Bibu.